Apocalipsa 3, versetul 7 Îngerului bisericii din Filadelfia scrie Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Numele Filadelfia, în tălmăcire, înseamnă dragoste frățească sau iubire de frați. Orașul Filadelfia, ca așezare, se află la aproximativ 45 de kilometri sud-est de Sardes. Acest oraș a fost întemeiat de Atalus al Doilea, care se numea Filadelfos, pe la anul 140 înainte de Hristos. Orașul și-a primit numele de la întemeitorul său, Filadelfos, și era un fel de poartă spre Orient, unul din centrele comerciale ale lumii de atunci. Filadelfia a avut multe de suferit în urma repetatelor cu tremure de pământ, dar a fost reclădită de împăratul Tiberiu. Datorită acestui fapt, mai târziu, a primit numele de Neo-Cezarea, adică noul oraș al cezarului. Totuși, numele vechi a fost păstrat în istoria Bisericii lui Hristos. Orașul mai există și astăzi, purtând numele turcesc Allah Seher, orașul lui Dumnezeu. Istoric, nu se cunoaște nimic despre biserica din Filadelfia. Nu știm cine a întemeiat-o, pentru că Noul Testament nu amintește nicăieri, afară de Cartea Apocalipsei. Sfântul Ignatie al Antiohiei, martirizat la Roma între anii 107-115, trimite adunării creștine din Filadelfia o epistolă prin care o laudă pentru statornicia ei în credință față de învățătura iudaizatorilor care se luptau să o statornicească aici. Dacă Noul Testament nu ne spune nimic despre această biserică, totuși, prin cele scrise în Cartea Apocalipsei cu privire la ea, primim lumina adevărului duhovnicesc în toată limpezimea. Pentru starea Filadelfia, Domnul Isus nu are nici o mustrare, ca și pentru starea Smirnă. El iubește această stare, iubirea de frați, pentru că ea îi păstrează trupul, adică biserica, în lumina în care poate să-și împlinească chemarea pe pământ. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, a spus Isus. dacă aveți dragoste unii pentru alții. Ioan 13 cu 35 unde este dragoste, este unitate, iar unitatea ucenicilor în trupul lui Hristos atrage lumea la credința în Hristos ca să fie mântuită. Isus a rugat, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Ioan 17, cu 21 Domnul Isus se înfățișează îngerului sau bisericii din starea Filadelfia ca cel sfânt cel adevărat. Acestea sunt însușirile lui Dumnezeu, cum ne arată în multe locuri Sfânta Scriptură. Isaia 40 cu 25, 57 cu 15, 1 Ioan, capitolul 2 cu 20, capitolul 5 cu 20. Domnul Isus este Dumnezeu, Dumnezeu fiul, și de aceea poartă aceste titluri. Cel sfânt înseamnă că e despărțit de orice rău, neamestecat cu lumea. Domnul Isus este sfânt în el însuși și această însușire și-a arătat-o pe pământ în tot ce a făcut. Cel adevărat înseamnă acela care este adevărat în toate lucrurile, în ființa sa, făcându-se cunoscut ca adevăratul fiu al lui Dumnezeu, în cuvintele și faptele sale, făcând cunoscut pe Dumnezeu ca dragoste și lumină și descoperind pe Tatăl. Cât de însemnat este să cunoaștem această persoană slăvită, despărțită de orice rău, de care ne desparte și pe noi, care este adevărat, așa că putem să ne punem toată încrederea în ceea ce spune și astfel să cunoaștem și noi adevărul. Mai vedem aici că Domnul Isus se înfățișează ca cel care ține cheia lui David. Prin cheie, înțelegem puterea sau autoritatea desăvârșită ca să cârmuiască, întrucât este Hristosul făgăduit din sămânța lui David. Ori de câte ori se vorbește în Biblie despre chei, înțelegem puterea de a primi înăuntru sau de a da afară, cheile morții și ale locuinței morților. Apocalipsa 1 cu 18, cheile împărăției cerurilor. Matei 16 cu 19. Stării Filadelfia, Domnul Isus se înfățișează ca unul care are putere de plină. El personal este acela care deschide ușa binecuvântărilor și nimeni nu o poate închide. Unde iubirea de frați este o realitate, niciun rău nu poate pătrunde în adunare, pentru că flacăra dragostei nimicește orice buruiană drăcească. În înțeles duhovnicesc, cheia lui David înseamnă cheia dragostei. David, în tălmăcire, înseamnă dragoste. Domnul Isus ține această cheie în starea Filadelfia. Și noi să căutăm să rămânem până la sfârșit în această stare, ca să bucurăm inima scumpului nostru Mântuitor și Domn. Și astfel, El să ne folosească cu plăcere în lucrarea sa. Versetul 8 Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Să nu uităm niciodată adevărul acesta. Domnul știe nu numai faptele noastre, ci și izvorul lor, intenția cu care le-am săvârșit. Știe gândurile și simțurile noastre. De ochii lui nimic nu este ascuns. Faptele stării Filadelfia sunt cuprinse în cuvintele Ai păzit cuvântul meu, și n-ai tăgăduit numele meu. Cine păzește tot cuvântul scris al Domnului Isus și nu tăgăduiește numele lui, felul lui de-a fi, nu mai are niciun cusur. Viața lui este bucuria și plăcerea Mântuitorului Hristos. Unde iubirea de frați se află pe tronul vieții, păzirea cuvântului lui Dumnezeu este sigură, iar Domnul Isus se bucură și dă binecuvântarea sa. Acolo, toate faptele care se fac izvorăsc din inimi Pline de el. Aceste fapte pot să nu fie mari în ochii oamenilor, dar să fie mari în ochii lui Hristos. Sfinții din starea Filadelfia nu au preț în ochii lumii. Sunt slabi, nebăgați în seamă. Ai puțină putere, a spus Domnul. Dar tocmai starea lor de slăbiciune îi face să fie iubiți de Domnul Isus. În slăbiciunea și neputința credincioșilor săi, Domnului îi place să-și arate puterea sa cum zice Apostolul Pavel, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine, căci când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni 12, versetul 9 și 10 Adevărații urmași ai Domnului Isus sunt numai cei care au în ei starea Filadelfia, adică iubirea frățească. Ei sunt puțin la număr, săraci, dar au însușiri alese. Tot sprijinul lor este Domnul, și aceasta îi ridică mai presus de orice. Numai când simți și vezi că ești slab, cauți cu adevărat sprijinul celui tare, al Domnului Isus. Atunci, El îți pune înainte o ușă deschisă spre toate harurile lui și nimeni nu-ți mai poate închide această ușă. Subliniem cuvântul înainte. În viața creștină normală, toate harurile sunt înainte, nimic înapoi. Înaintarea este starea adevărată a unui urmaș al Domnului Hristos. Cine înaintează are mereu ușa deschisă și nimeni nu i-o poate închide. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Spurgeon spunea, acei sfinți care rămân credincioși adevărului lui Dumnezeu au o ușă deschisă înaintea lor. Suflete al meu, tu ești hotărât să trăiești și să mori pentru ceea ce a descoperit Dumnezeu prin cuvântul său și pentru aceea stă ușa deschisă înaintea ta. Eu vreau să pătrund prin ușa deschisă a părtășiei cu Dumnezeu. Cine îmi va spune nu? Domnul Isus a luat păcatele mele și mi-a dat neprihănirea sa, de aceea vreau să pătrund liber. Doamne, fă lucrul acesta prin harul tău. Mai am înaintea mea o ușă deschisă în ce privește tainele cuvântului. Eu pot cugeta despre adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu, ca alegerea, unirea cu Hristos, viitorul ce mă așteaptă în slavă. Toate acestea sunt înaintea mea și eu mă pot bucura de ele. Nici o făgăduință și nici o învățătură nu mai sunt închise. O ușă deschisă înaintea mea, pentru a intra pe ea din singurătatea în care mă găsesc, dar și o ușă deschisă pentru activitatea mea în slujba Domnului. Dumnezeu vrea să mă asculte și să stea de vorbă cu mine. Dumnezeu vrea să mă folosească. O ușă stă deschisă pentru înaintarea mea și pentru părtășia mea zilnică cu cei Sfinți. În curând voi vedea o ușă deschisă în împărăția dragostei pe care voi intra la Domnul și împăratul meu, și voi fi închis veșnic cu Dumnezeu în slava Lui nepieritoare. Ai păzit cuvântul meu, spunea Domnul. Cuvântul Domnului este o arătare a ceea ce este El, și în El se descoperă Tatăl. El a venit în lume ca să vestească pe Dumnezeu, și nimeni, afară de Fiul, singurul născut din sânul Tatălui său, n-a putut face lucrul acesta. Cine ascultă și împlinește fără lipsuri cuvântul Domnului, dovedește că are credința cea adevărată, că dă cinste Domnului și că face parte din starea Filadelfia. N-ai tăgăduit numele meu, a spus Domnul. Numele Domnului Isus este persoana lui nevăzută. Cu ochii trupului nu putem vedea pe Mântuitorul nostru, dar numele lui este El, este felul lui de a fi, ca și cuvântul lui. Cine iubește persoana Domnului Isus, nu se rușinează de numele Lui, ci din potrivă, se bucură ori de câte ori îl rostește, căutând mereu prilejuri ca să-L mărturisească. Iubirea noastră de sine, îngustimea sectară a inimii noastre, adică Duhul de partidă, se leapădă de numele Domnului Isus, pentru că El este dragoste. Numele Lui este numele trupului Său, care este biserica, care arată din plin starea Filadelfia, adică iubirea frățească. Versetul 9. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanii, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Domnul Isus spune bisericii din starea Filadelfia că îi va da din cei ce sunt în sinagoga satanii și îi va face să vină să îi se închine la picioare. De aici înțelegem limpede că cei din sinagoga satanii nu fac parte din biserica și din starea Filadelfia. Sinagogă înseamnă adunare la un loc, adunarea obștii. Este un cuvânt grecesc. E vorba de o adunare religioasă. Sunt adunări religioase, sinagogi, și este adunarea lui Dumnezeu. Aceasta, din urmă, este alcătuită numai din cei născuți din nou. Ea este o adunare duhovnicească, trupul lui Hristos, care nu are nici o legătură duhovnicească cu cei din sinagoga satanii. Iată că îți dau din cei ce sunt din sinagoga satanii. Deci nu pe toți, ci din ei, Domnul Isus îi va da stării Filadelfia. Unii din împărăția minciunii vor veni în împărăția adevărului și se vor închina adevărului. Întunericul va fi biruit de lumină. Care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint iudei, adică cei care zic că laudă pe Domnul, dar nu-L laudă, ci laudă omul și lucrările lui. Aceștia sunt mincinoși. Domnul nu are nicio legătură cu mincinoșii. Ei sunt în afara împărăției lui. Cine se socotește creștin adevărat, pentru că se ține de unele obiceiuri religioase, că a fost botezat, că face parte dintr-un cult religios, dar nu trăiește o viață de strânsă părtășie cu Domnul Isus și cu adevărații lui urmași și nu se vede în el felul lui Hristos de a fi, se înșeală. Va veni vremea când toate pretențiile mincinoase vor fi judecate și când adevărații creștini vor fi arătați în lumină. Ca să cunoască lumea că i-a iubit cum m-a iubit pe mine, spunea Domnul Iisus Tatălui, vorbind despre ucenicii săi în Ioan 17, cu 23. Aici, vorbind despre cei care își zic iudei, dar nu sunt, și îi disprețuiesc pe adevărații urmași ai lui Hristos, spune, îi voi face să știe că te-am iubit. Cât de scump este să știm că Tatăl ne iubește și că ne iubește și Domnul Iisus. Frații mei, nu vă fie teamă să păziți și să mărturisiți întreg cuvântul Domnului Iisus, căci ce va putea face omul? curând, foarte curând, cei ce v-au bat jucorit, vă vor fi dați și astfel unitatea dorită de Dumnezeu se va împlini spre slava și bucuria Lui. Amin. Versetul 10 Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Cuvântul răbdării Domnului Isus este în primul rând El însuși ca miel al lui Dumnezeu, care atunci când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Isaia 53, versetul 7 El a răbdat liniștit toate durerile și batjocurile și a mers pe calea crucii până la capăt, fără șovăire, pentru ca să plătească prețul răscumpărării noastre. Și noi, Credincioșii Lui suntem chemați să mergem pe aceeași cale ca să împlinim ce lipsește suferințelor Lui Hristos pentru trupul Lui, care este biserica. Coloseni 1,24 Căci cu privire la Hristos, ni s-a dat harul nu numai să credem în El, ci să și pătimim pentru El. Filipeni 1,29 Mântuitorul nostru ne-a îndemnat de multe ori la răbdare și la dragoste, ca să dovedim că suntem ucenicii Lui. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre, zicea el în Luca 21 cu 19. Sau au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Luca 8, versetul 15. Sau cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei 10 cu 22. Adevărata răbdare este aceea care nu se tulbură în suferință, ci își păstrează pacea și seninătatea. Dacă trebuie să trecem prin suferință, să răbdăm liniștiți, ca să nu pierdem rodul de la urmă. Un credincios spunea, numai prin răbdare se păstrează adevărata măsură a unității. Ai păzit cuvântul răbdării mele, sau în altă traducere, ai păzit cuvântul privitor la răbdarea mea. În aceste cuvinte se găsește toată istoria lepădării Domnului Iisus de către lume. Toate drepturile lui i-au fost tăgăduite pe pământ, și acum el stă la dreapta lui Dumnezeu până ce va face din vrăjmașii săi un scaun pentru picioarele sale. El așteaptă cu răbdare ca să-și capete drepturile și slava la vremea rânduită, iar sfinții lui din starea Filadelfia au ca semn deosebitor păstrarea răbdării lui. Ei nu vor să fie împărați acolo unde el a fost disprețuit și lepădat. Ei lasă politica lumii pe seama altora care fac parte din lume și așteaptă pe acela care va aduce împărăția lui pe pământ. Ai păzit cuvântul răbdării mele. Aceasta este o altă însușire a adunării din starea Filadelfia. Domnul Isus dorește ca prea iubiții săi să fie cu el în slavă. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea. Ioan 17, 24. El așteaptă cu răbdare clipa pe care a hotărât-o tatăl pentru aceasta. Dar sfinții săi ce doresc? Să fie cu mântuitorul lor, departe de lume și de păcat. Ei au același gând ca și el și păzesc cuvântul răbdării sale, adică așteaptă venirea lui. Celor ce păzesc cuvântul răbdării sale, Domnul le dă o făgăduință. Te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Da, se apropie o clipă însemnată, o încercare grozavă va veni asupra întregului pământ locuit. Domnul nu ne spune cum va fi această încercare, însă socotim că e vorba de nenorociri grozave care vor veni asupra locuitorilor de pe pământ. Cine trebuie să se aștepte la aceste nenorociri? Aceea a căror inimă, gânduri și umblete sunt în cele de pe pământ, chiar și cele religioase de pe pământ, care trăiesc în felul pământului. Cei care păzesc cuvântul răbdării Domnului sus sunt din cer, din locurile cerești. Efeseni 2 cu 6. Sunt cetățenii cerului, deși călătoresc pe pământ în trupuri de carne. Ei sunt acei străini și călători. Filipeni 3 cu 2. Evrei 13 cu 14. Ei așteaptă pe Domnul. Aceștia, sfinții sau mădularele trupului lui Hristos, se pot sprijini pe această făgăduință de preț. Eu te voi păzi. Cuvintele care urmează ne ajută să vedem bine că El, Domnul și Mirele nostru, va veni să ia pe Sfinții Săi și că îi va păzi de toate nenorocirile care au să vină, să încerce pe locuitorii Pământului. Duhovnicește înțelegând lucrurile, urmașii Domnului Iisus, oamenii născuți din nou din Dumnezeu, care locuiesc în locurile cerești, sunt scutiți de toate necazurile care chinuiesc pe locuitorii Pământului goana după avuții pământești, plăceri de pe pământ, idealuri pământești, prietenii de pe pământ, îngrijorările pământului, temerile de pe pământ și așa mai departe. Ei nu se potrivesc chipului viacului acestuia, ci prin înnoirea minții umblă după lucrurile cerești, se gândesc la lucrurile cerești, pentru că prin credință ei au fost strămutați în cer. Coloseni 1, versetul 13 Versetul 11 Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu una. Domnul Isus, din partea lui, nu din partea noastră, spune, eu vin curând. Acest curând înseamnă timpul de după împlinirea tuturor lucrurilor cuprinse în planul lui cu privire la biserică, la Israel și la întreaga lume. Primăvara vine curând după iarnă, dar nici într-un caz în mijlocul iernii. Deci toate la timpul hotărât. Așa este rânduirea lui Dumnezeu. Mulți întreabă, cum poate cineva să spună curând când au trecut 2000 de ani, fără ca Domnul Isus să fi venit? Unii ca aceștia nu înțeleg graiul dragostei. Pentru el este curând. Iubirea lui avea totdeauna înaintea ochilor acest lucru și vrea ca venirea lui să fie aproape și de inimile sfinților. Să avem inima apropiată de inima Domnului, contopită în el prin dragoste și atunci vom pricepe că și venirea lui este foarte aproape. Eu vin curând este făgăduința Domnului sus credincioșilor săi din starea Filadelfia, adică iubire de frați. Numai inima plină de iubire, inima miresei, înțelege bine însemnătatea cuvântului, eu vin curând. Nori tot mai negri se adună pe cerul lumii și curând se va dezlănțui o furtună. Însă, înainte de aceasta, va fi răpită biserica sau mireasa, ca să nu intre în ceasul încercării care vine peste lume. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu nună. Este vorba de cununa miresei, care este dată numai celor care ard în focul dragostei pentru mire. Această cunună înseamnă prețuirea și slava noastră dacă iubim din inimă pe Domnul Isus Hristos și gândurile Lui asupra bisericii. Și dacă este dat îndemnul păstrează ce ai, înseamnă că este o primejdie. Credincioșii au dușmani care stau la pândă să le smulgă ce au de preț, ceea ce face podoaba și slava lor, de aceea trebuie să ținem tare, să păstrăm cu mare grijă ce avem. Un credincios spunea mai de mult: începutul relelor este risipirea. Gloria vine într-o zi și pleacă în toate celelalte, zice un înțelept. Păstrează ce ai. Ca să păstrezi, trebuie mai întâi să ai ceva, să fi primit ceva. Toată nenorocirea care s-a bătut peste omenire în istoria ei are o singură cauză. Adam n-a păstrat ce a avut. La crearea sa, Dumnezeu i-a încredințat ceva de care a târna fericirea veșnică a lui și a tuturor urmașilor lui. I-a încredințat păzirea unei porunci: Poți mânca după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza 2, versetul 16 și 17. A păstrat Adam această poruncă? Nu. Urmarea nenorocită o vedem din plin și noi, cei de azi a simțit-o însuși Dumnezeu în clipa când și-a dat pe singurul său fiu să moară pentru neascultarea lui Adam. Ce au primit credincioșii pentru păstrare? Ce a primit femeia păcătoasă când a venit la Domnul Isus? Iertarea păcatelor. Cine își păstrează păcatele își atrage o sânda. Apostolul Pavel n-a păstrat nimic din cele ce a avut înainte de a se întoarce la Domnul. Toate le-a socotit ca un gunoi pentru ca să câștige pe Hristos. Filipeni 3, de la 7 la 9 cel mai mare dar pe care îl primește credinciosul este însuși Domnul Isus. Dar pentru ca să putem primi ceva din partea lui Dumnezeu, trebuie să aruncăm tot ce am avut înainte de întâlnirea noastră cu El. Numai cine își golește inima de tot ce este rău, poate primi din partea Domnului toate darurile cerești. Iată câteva daruri pe care Domnul le dă celor ce se apropie de El, pentru ca să le păstreze până la sfârșit. Taina credinței, 1 Timotei 3,9 cugetul curat, 1 Timotei 1 cu 19, iertarea păcatelor, Evseni 1 cu 7, Evlavia, Iov 2, versetele 3 la 9, Smerenia, 1 Petru 5 cu 5, 5, Nădejdea, Evrei 6 cu 11, Învățătura, Matei 2 cu 7, Cuvântul lui Dumnezeu, Luca 11 cu 28, Pacea lui Dumnezeu, Filipeni 4 cu 7 și tot ce ne-a încredințat El, 1 Timotei 6, versetul 20. Cine păstrează cele încredințate de Dumnezeu, își păstrează viața și veșnicia. Cei răi nu-și pot păstra viața. Psalmul 22 cu 29 Celor ce păstrează darurile harului lui Dumnezeu și Dumnezeu le păstrează în ceruri, o moștenire nestricăcioasă. Vezi 1 Petru 1 cu 4 Și ei înșiși vor fi păstrați pentru Isus Hristos. Epistola lui Iuda, versetul 1 Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu una. Repetăm de mai multe ori versetul ca să înțelegem bine seriozitatea adevărului cuprins în el. Ceea ce ne-a dat Dumnezeu e cu mult mai de preț decât toate bogățiile pământului. Să-l păstrăm deci cu tărie, în ciuda tuturor uneltirilor și vicleșugurilor diavolului. Cununa care ne este păstrată va fi mai strălucită cu cât inimile noastre au ars mai mult de dragostea pentru Domnul Isus. El însuși va fi cununa și lauda în ochii lui Dumnezeu Tatăl. Slăvit să fie numele Lui în veci. Versetul 12 Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Mare har mare răsplată pentru biruitorul din biserica sau din starea Filadelfia. Cel care a ajuns la dragoste a intrat în centrul Dumnezeirii și îi sunt cu putință toate. Pe un asemenea om se bizuiește Dumnezeu, își găsește toată plăcerea în el și este destoinic pentru orice slujbă dumnezeiască. Biruința este asigurată oricărui creștin adevărat care s-a lepădată de sine, s-a predat în întregime Domnului Isus și îmbracă toată armătura lui Dumnezeu. Vezi Efeseni 6, de la 11 la 18. Domnul Isus are nevoie în lucrarea sa și în templul său cel veșnic numai de biruitori. Biruitorul este făcut un stâlp în viul și mărețul său templu. Biruitor este numai cel care se biruiește pe sine, felul său de a fi, despărțindu-se duhovnicește de tot ce este în lume, familie, religie, clasă socială, neam, etc. Acesta este potrivit pentru a fi stâlp în templul lui Dumnezeu biserica sa universală. Stâlpul este semn de tărie, de statornicie și podoabă totodată. Cei care pe pământ au avut puțină putere vor străluci în cer ca niște monumente nepieritoare ale Harului. Nimic nu-i va mai putea mișca. Vor împodobi veșnic templul Dumnezeului Domnului Isus Hristos. Căci adevărul acesta să-l ținem bine minte. Cine intră în templul lui Dumnezeu nu mai poate fi scos afară în vecii vecilor. În templul vechiului legământ, zidit de Solomon, ei au așezat doi stâlpi, unul la dreapta, Iachin, care înseamnă Dumnezeu dă statornicie, și unul la stânga, Boaz, care înseamnă în Dumnezeu este puterea, care arătau tainic pe ce va fi întemeiat templul noului legământ. În versetul citit din Apocalipsa să băgăm de seamă că se pomenește de patru ori numele Dumnezeului meu omul uns și proslăvit, adică Hristos, este acela care vorbește aici. Și despre el este scris, capul lui Hristos este însă Dumnezeu. 1 Corinteni 11, versetul 3 Voi scrie pe ei numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, și numele meu cel nou. A fi creștin și stâlp în templul Dumnezeului Domnului Isus Hristos, adică a fi un mădular în trupul lui Hristos, înseamnă să ai scris pe viața ta numele lui Dumnezeu, al noului Ierusalim, care se coboară din cer. Deci n-are nimic pământesc în el. Și numele nou al Domnului Isus. Această scriere sau inscripție este o pecete ce nu se poate șterge. Nimeni nu poate șterge ce a scris Domnul Isus. În versetul acesta vedem pe Mântuitorul nostru nu numai ca Hristos, ca Marele Apostol, Evrei 3,1, ca Marele Vorbitor, ci și ca Marele Scriitor. Creștinii sunt încă de pe acum epistola lui Hristos și îl scrie pe tablele de carne ale inimilor lor același lucru pe care îl scrie pe biruitor, numele Dumnezeului meu. Dumnezeu descoperit, așa cum îl cunoaște fiul său prea iubit, este scris de mâna lui Hristos în inimile sfinților. Tot ce spune Hristos este descoperirea care se dă omului, dar ce scrie el este rodul pe care îl aduce această descoperire dată omului în inimă, prin lucrarea mâinii lui Hristos. Și este scris pentru ca să fie cunoscut și citit de toți oamenii, 2 Corinteni 3,2, și pentru ca sfinții să stea înaintea oamenilor cu adevărata cunoștința lui Dumnezeu în inimile lor, căci ea a fost scrisă în inimă de Hristos și în felul acesta ei ajung tablele mărturiei pe pământ. Hristos va scrie pe biruitorul proslăvit numele Dumnezeului său. El va desfășura prin biruitor acele trăsături despre Dumnezeul său pe care el, marele scriitor, le întipărește cu atâta plăcere. Care este numele lui Dumnezeu? Este oare Dumnezeu asemănător cu lucrurile de pe pământ? Poartă el numele vreunui neam sau al vreunei grupări religioase? Cine poartă numele lui Dumnezeu este ca Dumnezeu, are felul lui de a fi numele luminii este lumina. Și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu. Dumnezeu, descoperit în felul cum îl cunoaște fiul, trebuie să facă rândul din tâi al scrisorii dumnezeiești. El are locul din tâi și este temelia, dar rândul al doilea privește biserica. Cu câtă plăcere scrie acum Hristos în inimile sfinților săi ce va fi biserica sau mireasa asemănată cu o cetate sfântă în care se va desfășura slava Dumnezeului său. Hristos va scrie pe biruitor numele ei, cinstea și slava ei se va putea citi lămurit pe el. Este o mulțumire deosebită pentru Domnul Isus Hristos să găsească astăzi biruitori în ale căror inimi el poate să scrie ce este biserica sa, ca o cetate a Dumnezeului său. În așa zisa creștinătate de astăzi, puțini se gândesc la adevărata biserică sau mireasă a lui Hristos. Puțini au scris pe viața lor, de mâna lui Hristos, felul de a fi al bisericii. Nu numai în viitor, ci acum, adevăratul creștin biruitor s-a apropiat de cetatea Dumnezeului Celui Viu, care este Ierusalimul Ceresc, vezi Evrei 12 cu 22. Noi, chiar astăzi, trebuie să avem întors spatele pentru totdeauna cetății stricate, adică Babilonul. Și numele meu cel nou, a spus Domnul. Domnul Isus are un nume de o putere bogată în har în legătură cu tot ce este vechi. De pildă, și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Matei 1 cu 21. Pe acest Isus, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Fapte 5 cu 31. El poate mulțumi nevoile omului căzut și păcătos. A face aceasta este slava lui. Însă nu lucrarea aceasta este scrisă pe biruitor, ci numele nou al lui, adică slava pe care o are în legătură cu tot ce este nou. Cartea Apocalipsei vorbește despre Noul Ierusalim, despre un cer nou și un pământ nou, și despre faptul că totul va fi înnoit. Păcatul și moartea au venit în lumea aceasta și au învechit totul. Dar Isus are un nume nou în legătură cu lucrările care sunt cu totul noi și pe vecie. El a întemeiat acum o ceată de frați de soiul lui și mulți fii pentru Dumnezeu și el va fi centrul și soarele unei lumi binecuvântate, unde nu va putea ajunge vreo urmă a răului. A aduce la îndeplinire toate gândurile veșnice de dragoste ale Tatălui este slava lui deosebită. Iar când se va înlătura orice urmă a tot ce s-a învechit prin intrarea păcatului, va rămânea ce este nou, căci își are o bârșea în gândul lui Dumnezeu, înainte de facerea lumii, iar tot ce este Hristos, în legătură cu bucuriile veșnice, se găsesc în numele lui cel nou. Și aceasta va fi scris pe biruitor, așa că se va putea citi limpede și lămurit în el. Slăvit să fie Domnul! Vesetul 13 Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Duhul nu ne vorbește numai o dată, ci de câte ori este nevoie. De aceea trebuie să ne păstrăm tot timpul într-o stare duhovnicească, pentru ca să ne poată vorbi. Omul firesc sau în starea firească nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul. 1 Corinteni 2, versetul 14 și 15 Dumnezeu are nevoie de noi în lucrarea Lui. De aceea trebuie să ne păstrăm necurmat într-o stare înaltă duhovnicească, pentru ca să ne poată vorbi prin Duhul Sfânt, căci numai prin Duhul ne vorbește. Dacă El ne cere să ascultăm glasul Duhului Sfânt, înseamnă că putem să ascultăm, să folosim toate posibilitățile date și astfel să fim destoinici în lucrarea Lui Dumnezeu. Îndemnul din versetul acesta este spus pentru toate bisericile, Adică pentru toate cele șapte stări ale Bisericii Universale, cât și pentru fiecare credincios în parte. Deci, să citim pentru noi îndemnul și să primim adevărul cuprins în el. Deschidem, Doamne, clipă de clipă urechile, ca să pot auzi glasul Duhului Sfânt, glasul adevărului, să-mi pot îndrepta apoi inima spre ascultare și picioarele pe calea cea nouă și vie. Amin.